Salut, voi face citirea pentru luna nouă din balanță și eclipsa inelară de soare. Acest lucru se petrece pe 2 octombrie la ora 21:49, ora Bucureștiului. În jur de 21. Nu este vizibilă de la noi din țară. Pentru voi, balanța, pentru voi, berbecii, reprezintă o zonă a contractelor, a asocierilor, a căsătoriei, a logodnei, a relației cu partenerul de viață. Deci, aici voi veți avea o încercare prin care trece această relație, fiindcă această conjuncție soare-lună este de fapt și în conjuncție cu Lilith, în 10 grade balanță. Indică emoții foarte puternice în relație, intensitate în această relație. Este bine să vă folosiți intuiția, emoțiile, dar și imaginația. Și, bineînțeles, veți trece prin niște, să zicem, printr-o perioadă mai dificilă înainte de a ajunge să aveți o înțelegere și o situație mai benefică. Deci, această zi este o tensiune destul de mare în relații. Aspectul, în primul rând, este ascendentul, da? Este pe gemeni. Lucru care favorizează schimbarea, capricii, sunteți capricioși, vreți să fiți, să aveți explicații, să argumentați, să vi se demonstreze cu fapte clare. Ia să iau aici octombrie. Am zis 02, 20. 21:49. Aceasta ar fi harta momentului, da? Deci am zice, așa cum am spus, ascendentul este în 15 grade gemeni, chiar aproape de Jupiter. Și această tendință a voastră să explicați, să primiți argumentări, fapte, va fi în creștere cu acest Jupiter chiar foarte aproape de ascendent. Energia foarte mare se acumulează în balanță, care este în opoziție cu berbecii, da, în tensiuni. Și aspectele benefice totuși sunt aici legate de Marte. Marte formează un trigon cu Saturn retrograd. Acest aspect vă aspectează familia, căminul, relația cu părintele, trecutul, dar și aspecte karmice, sacrificii, secrete sau, am zice, datorii, aspecte care, iubire, sunt legate de Saturn în Pești. Ele sunt aspectate bine, fiindcă aici voi veți fi foarte serioși, bine organizați și aspectează destul de bine acest sector al familiei, al căminului. Poate să reprezinte și relații de la locul de muncă, unde totuși tensiunile sunt foarte mari. Fiindcă vorbim de balanță, aceste relații pot fi și relații legate de locul de muncă. Deci voi folosi runele, voi folosi Lenormand și tarotul nou. Haideți să vedem, Lenormand, ce sfaturi primiți din partea oracolului Lenormand pentru această eclipsă. Dar, în primul rând, să ne gândim la eclipsă și mai puțin la luna nouă din acest moment, fiindcă este și acea conjuncție cu Lilith. Și să vedem. La baza pachetului, noroc. Deci, vă doriți noroc în iubire,
o iubire norocoasă, în care totuși vă faceți niște speranțe legate de o scrisoare, să primiți o scrisoare care să vă lămurească ceva legat de această iubire norocoasă pentru voi. Și iată, avem aici soarele, fericirea, soluția pe care o aveți și blocajul. Deci s-ar părea că voi aveți o soluție să rezolvați acest blocaj și să fiți fericiți. Vă doriți atât de mult să fiți fericiți, încât voi veți folosi această soluție pentru a scăpa de acest blocaj. Sau putem spune și faptul că voi aveți un blocaj. Deci găsiți o soluție și încercați să deblocați această situație, dar s-ar putea să nu reușiți să o deblocați. Deci sfatul este: păstrați-vă această fericire în sanctuarul inimii voastre și folosiți-vă, bineînțeles, soluția pe care ați găsit-o, astfel încât să puteți debloca această situație. Să vedem și sfatul tarotului. Pun cele trei cărți. Iată un început nou, o trădare și un prinț de monede. Iată, aveți aici un trei de bâte, deci aveți o inițiativă, faceți ceva astfel încât să puteți spera să rezolvați o problemă folosindu-vă de dreptate și de adevăr. Deci cu acest sacrificat, deci sunteți cumva, să zicem, sacrificați, dar puteți să rezolvați această situație. Vedeți aici, această acțiune a voastră poate să vă aducă o dezvoltare, să fie totul benefic pentru voi, dar este un aspect benefic. Aveți ochiul, aveți chakra celui de-al treilea ochi și sfatul este: folosiți-vă intuiția. Nu puteți să nu vă folosiți această intuiție care vă ajută să echilibrați situații, să păstrați autocontrolul emoțiilor, să vă bazați pe o comunicare mentală, deci să vă legați la mentalul universal. Speranța voastră este legată de chakra coroană, deci așa cum am spus, vreți să vă folosiți de dreptate, de adevăr, este o chakră care este în centrul capului și are o glandă hipofiză. Deci, așa cum am spus, toate chakrele au ceva legat de sănătate, de corpul uman. Și este chakra celor 1000 de petale, lotusul cu 1000 de petale, cu o culoare violet deschisă, albă aproape, vă conectează la univers, vă conectează la sinele vostru, la conștiința interioară și am zice că sunteți în acel moment în care voi apreciați viața sub orice formă, om, animal, plante. Bun, 17. Puteți să vă gândiți la data de 17, dar eu zic să ne gândim și la ce reprezintă 8-ul. 8-ul reprezintă, are un aspect karmic. Deci puteți să vă așteptați la un aspect karmic legat de spirit, de lupta dintre materie și spirit, de asumarea responsabilităților, de loialitate, de perseverență, de autoritate, dar și impulsivitate, încredere în forțele proprii și un 3, sacrificatul. Avem Neptun, este un aspect negativ, așa cum și nebunul este un aspect neutru. Deci vorbim de chakra celui de-al treilea ochi aici, din nou aveți de două ori chakra celui de-al treilea ochi și de două ori chakra coroană. Deci am zice, chakra de celui de-al treilea ochi, care vă îndreamnă să vă folosiți
de inteligența voastră, de intuiție, de conexiunea mentală, de conexiunea cu Universul, de conștiința voastră. Și acest trei dă un aspect legat de treime, început, mijloc, sfârșit. Aspectul este, am zice, de bunăvoință, de iertare, de sacrificii, de voluntariat, un început nou, un ciclu nou, acest sacrificiu. Oricând puteți să vă eliberați din acest spânzurătoare, dacă vă schimbați concepțiile voastre. Nu puteți să le schimbați celor care v-au adus în această stagnare, dar puteți să vi le schimbați pe ale voastre. Și avem aici și nebunul, care arată dorința voastră să ieșiți din stagnare. Vă doriți foarte mult să ieșiți din stagnare și poate chiar vă doriți o casă, vă doriți un cămin al vostru. Când am văzut patru de pâte aici, zic că asta este dorința voastră, vreți să vă luați această șansă și, așa cum am mai spus, chakra celor 1000 de petale sau chakra coroană arată legătura voastră cu conștiința superioară, cu sinele vostru superior, cu mentalul, cu intuiția voastră, dar întotdeauna trebuie să știți că este bine să vă gândiți și la probleme, adică puteți să vă gândiți la riscuri pe care vi le asumați cu această șansă pe care vă doriți, fiindcă voi priviți în sus, dar nu vedeți prăpastia la picioarele voastre. Deci vă limitați cumva. Sperați la bunăvoința cerului și vă limitați și nu vedeți acele riscuri. Și aici patru de bâte care arată dorința de a avea familie, de a fi reuniți, de a avea un cămin, o casă. Vreți poate să închiriați, să cumpărați o casă, să fiți așa cum sunt aceste persoane fericite, cu buchete de flori în mână și, bineînțeles, Venus în berbec care arată iubire, pasiune și chakra care este legată de glanda tiroidă și arată, în primul rând, o chakra care trebuie să vă urmăriți echilibrul, să vă asumați responsabilități și, în primul rând, să vă gândiți și la sănătate. Bun. Acum să vedem aici acest sfat primiți. Un început nou. Începeți o relație nouă. Leu, săgetător, berbec. Deci vă reprezintă un început nou. O energie nouă, creativă, comunicare, relații, pasiune, entuziasm. E o carte, o arcană pozitivă și aveți aici o chakră care este chakra coroană și, așa cum am spus, o conexiune cu sinele superior, o conexiune cu mentalul universal, o comunicare foarte bună cu acest mental universal, interiorul, conștiința voastră interioară, cu sinele vostru, și spiritualitatea, dar și aprecierea pe care o aveți față de viețuitoare, față de oameni, de animale, de plante. Aici aveți o trădare. S-ar părea că sfatul este luați în calcul și posibilitatea existenței unei trădări. Un Saturn în balanță, Saturn în balanță este în exaltare, deci este foarte puternic și puteți să vă gândiți și la o situație de genul acesta, deci o trădare unde ar trebui să vă folosiți intuiția, imaginația, o chakra a celui de-al treilea ochi, să vă conectați la mentalul cosmic, să vă folosiți conștiința voastră pentru a obține armonia, comunicarea și vorbim de glanda pineală. Următoarea este un prinț de monede.
Poate că din partea lui poate să vină trădarea, poate să fie un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, un bărbat care călătorește foarte mult, care realizează venituri importante și chiar promite că pe viitor poate să strângă o avere. Deci aici trebuie să fiți foarte atenți. Aveți o ceacră a inimii și vorbim la această ceacră a inimii de un echilibru pe care trebuie să-l faceți între emoții, sentimente și relații, astfel încât să arătați bunătate, dorință de pace, iubire, înțelepciune, speranță, puritate, unitate și, bineînțeles, o creștere, o regenerare și o vindecare. Deci, chiar dacă aveți această trădare, puteți să vă gândiți la o vindecare. Haideți să vedem ce spun și lunele. Nu spun prea multe, că văd că sunt puține, dar vine schimbarea. Gândiți-vă că trebuie să vă așteptați la o schimbare, uitați-vă. Deci, iată, asta trebuie să fie așa. Pierdeți niște bani, este clar aici, pierdeți niște bani. Aveți o călătorie care s-ar putea să nu fie chiar o călătorie plăcută, sau poate o vizită la o persoană și această vizită să nu fie o, să vă solicite foarte mult, să fie tensiuni legate de această vizită. Și o alegere, am zice, este vorba de ciocanul lui Thor, care arată că voi ați făcut această alegere, voi ați ales, dar cu toate că ați știut anumite lucruri, ați avut anumite informații care au trecut pe lângă voi, dar voi ați făcut această alegere, iar acum sunteți într-o situație dificilă în care ar trebui să căutați sfatul unor persoane calificate pentru problema voastră. Și, bineînțeles, s-ar putea să vă așteptați la o schimbare, o schimbare lentă, stabilă și benefică. Veți simți această schimbare în viața voastră când vor apare situații favorabile vouă, când veți primi aceste situații favorabile vouă. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe pentru a ajuta canalul să dezvolte și vă mulțumesc!